Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Stăteam eu așa într-o zi și mă gândeam, oare cum se face brânza de vaci? Nu am încercat niciodată să o realizez singură. Așa că am întrebat-o pe mama mea, am învățat și eu și m-am gândit că poate mai sunt și alte persoane ca și mine care nu știu cum să facă brânza din laptele de la vacă. Așa că în acest video acest lucru vă voi învăța. Am pregătit aici 4 litri de lapte pe care i-am pus deja la prins pentru 4 sau 5 zile. Și mai departe, haideți să vă arăt cum trebuie să îl transformăm în brânză. Cam așa arată laptele prins. Dacă primiți lapte de la cineva care are o vacă sau aveți chiar dumneavoastră, îl puneți într-o oală, îl lăsați pentru 4-5 zile să se prindă, după care îl vom lua acum și îl vom pune la foc mediu. Odată ce laptele prins este aproape înspre fierbere, îl vom opri și vom avea nevoie de așa ceva. Puteți să folosiți și un tifon în mai multe straturi sau un material de perdea. L-am așezat pe foc, la foc mediu și acum aștept până devine foarte fierbinte, însă să aveți grijă să nu fiară. Într-o oală mai mare am pus tifonul și aici vom turna laptele prins. Așa arată laptele prins după ce l-am încălzit până aproape de fierbere și l-am lăsat să se răcească puțin, iar acum îl voi adăuga aici, încet. Acum vom prinde din fiecare capăt, voi face un nod. Prima dată fac aici ca să nu se desfacă. Fac și împreună cu acesta un nod. O ridicăm. Am pregătit o lingură de lemn pe care o voi... Ne prin cele două găuri, doar așa. Lăsați vasul acesta de desubt și o agățați undeva, iar în momentul în care nu mai curge zer, atunci este gata. S-a terminat de scurs. Haideți să desfacem, să vedem câtă brânză am obținut. Transfera în acest bol. Trebuie mai mulți litri de lapte ca să puteți să faceți mai multă cantitate de brânză. Eu am făcut din 4 litri și mi-a ieșit cam atât. Și cam acesta este rezultatul final. Sper că v-am fost de ajutor. Dacă v-a plăcut și acest video, nu uitați să dați un like, subscribe, să apăsați clopoțelul de notificare și desigur ne vedem săptămâna viitoare cu un alt video. V-am pupat! Pa, pa!